berbec. Din 7 octombrie, Venus în Săgetător va susține o parte dintre nativii berbec în formare profesională, personală și spirituală, prin participarea la cursuri, studii sau conferințe. Unii nativi vor face schimbări esențiale din punct de vedere profesional, asta implicând până și schimbarea profesiei. Taur, în perioada următoare, creativitatea cu care ești înzestrat își cere drepturile. Se vrea folosită, disciplinată, de aceea îți recomand să treci la acțiune. Venus, în Săgetător, vă poate aduce câștiguri nesperate, bani care vin din alte părți decât din munca proprie. Pentru alți nativi, poate fi vorba despre discuția unei succesiuni, intrarea în posesie a unor bunuri obținute prin moștenire. Gemeni, săptămâna 8-13 octombrie aduce tranzitului Marte în Fecioară, așa încât locul de unde veniți, căminul, casa voastră, are nevoie de anumite transformări pentru ca voi să vă simțiți bine, iar Marte tocmai asta vă îndeamnă să faceți. Unii nativi și-ar putea susține cu tărie punctele de vedere, iar alții ar putea intra în contradicții puternice. Rac, în săptămâna ce urmează s-ar putea să deveniți mai critici în relațiile de comunicare cu frații ori surorile și să generați o anumită tensiune. În același timp, manifestați o grijă deosebită față de detalii, vă organizați munca mai eficient și vă disciplinați într-un mod remarcabil. Aveți încredere în voi că veți reuși în tot ceea ce v-ați propus, pentru că astrele sunt de partea voastră. Leu. Din 7 octombrie, astrele vorbesc despre amplificarea creativității și dorința nativilor Leu de a crea. Pentru alți nativi, săptămâna următoare aduce dorința de a iubi și de a fi iubiți, căutând relația ideală. În oricare situație ați fi, astrele vă sunt benefice și vă ajută în materializarea dorințelor pe care le aveți. Fecioară, în săptămâna ce urmează deveniți foarte energic și vă doriți eficiență maximă atât de la voi înșivă, dar și de la cei din jur. Vă propuneți să acționați așa cum trebuie de această dată și deveniți intolerant atât la erorile voastre, dar și la erorile celorlalte persoane. Mare atenție deoarece puteți deveni uneori cicălitori. Balanță, din 7 octombrie, Venus în Săgetător vorbește despre o îmbunătățire a comunicării și a mesajului pe care doriți să-l transmiteți. Sunt favorizați nativii Balanță care, prin natura meseriei lor, au de face cu vorbitul în public, scris, citit, deci tot ce este legat de comunicare. Sunteți eficienți și reușiți să captați atenția publicului, unii nativi își armonizează relațiile cu frații ori surorile, iar o altă parte dintre voi pot întreprinde mici călătorii. Scorpion. Unii dintre voi deveniți mai critici cu prietenii voștri ori cu cei apropiați. Ceva vă nemulțumește și vă propuneți să-i schimbați pe cei din jurul vostru. Alteori deveniți mai agresivi, impunându-vă punctul de vedere, încercând să-i convingeți pe ceilalți că felul vostru de a gândi este cel mai corect. Veți câștiga sume importante de bani pentru că norocul e la el acasă. Săgetător, din 7 octombrie, Venus în Săgetător vă provoacă să vă schimbați concepțiile despre lume și viață, veți acționa mult mai subtil și vă veți schimba interesele. Vă veți armoniza relațiile și veți transforma lucrurile pe unde treceți. Vă doriți să acționați în direcția dezvoltării voastre profesionale, iar Marte vă dă energie și vă mobilizează în acest sens. Capricorn. Săptămâna 7-13 octombrie se termină cu tranzitul lui Marte în Fecioară, ceea ce ar putea influența spiritul vostru critic. Aveți tendința de a analiza mai mult decât de obicei și de a fi extrem de raționali dacă e vorba de luat o decizie. Uneori, din prea multă analiză, vă pierdeți în detalii și uitați de unde ați pornit și ce vă doriți cu adevărat. Vărsător, din 7 octombrie, Venus favorizează activitățile sociale, dezvoltarea relațiilor și cultivarea armoniei între prieteni. Acum este momentul să cunoașteți oameni care să vă susțină în evoluția voastră, de aceea vă recomand să observați cu atenție pe cine aveți în preajmă. În această perioadă trebuie să fiți foarte atenți pe ce se duc banii voștri, dar și să aveți grijă să achitați taxele și datoriile pe care le aveți. Pești. Perioada următoare este importantă pentru pești datorită trecerii lui Marte în semnul Fecioarei. Tot ce este legat de parteneriate, prin asta înțelegându-se fie relația de cuplu, fie relațiile profesionale, vor fi supuse unei analize critice, ori unei raționalizări excesive. Se poate că, în anumite situații, să deveniți chitibușari, văzând defectele în ceilalți. Vă recomand prudență și înțelepciune. Fiți atenți la ceea ce vorbiți și la ceea ce faceți, pentru că anumite lucruri se pot întoarce tot împotriva voastră.